Vreau să încep prin două afirmații care le știți toți, sau aproape toți. Prima este că în curând vom sărbători Crăciunul. A doua este că noi suntem în mijlocul cărții Ezechiel ca biserică și citim din această carte și încercăm să înțelegem ceva despre Dumnezeu. Și sunt sigur că și în mintea dumneavoastră și în mintea celor din jurul dumneavoastră se vor isca întrebări sau s-au iscat deja. Cum este Dumnezeu de fapt? Când veți redeschide cartea Ezechiel în iarnă după sărbători, unul dintre pasajele care îl veți întâlni, sau două chiar, se numesc Cântecele Sabiei. Și nu sunt niște cântece de vitejie din perspectiva celui care se bucură de faptul că este învingător, ci sunt scrise din perspectiva celui care va avea de-a face cu sabia. Există din cauza aceasta câteodată și în biserică și între noi două raportări la Dumnezeu. Una în care îl vedem foarte, foarte familiar. Atât de familiar încât câteodată parcă ne tragem de șirete cu el. Și această extremă este una în care începe să ne lipsească fiorul. Începe să ne lipsească simțul maiestății lui, a măreției lui. Și într-adevăr veți spune, da, dar suntem în altă fază a istoriei în care Dumnezeu s-a revelat, a venit la noi și ne-a fost accesibil. Da, atât de accesibil încât ne-au trebuit doar câțiva ani ca să-L răstignim. Așa este. Dar nu uitați și în Apocalipsa, când Ioan, cel care stătea la cină cu capul pe pieptul lui Iisus, se întâlnește cu Hristos în slavă leșină. Pe de altă parte, poate să putem să avem cealaltă atitudine, una în care să-L vedem pe Dumnezeu ca o persoană totdeauna țâfnoasă, gata să lovească, gata să taie, gata să pedepsească și care nu se bucură de faptul că noi suntem bucuroși, de parcă noi am fi inventat bucuria și plăcerea și nu Dumnezeu. Și pornind de aici, sunt oameni care își trăiesc viața foarte trist, viața de credință și foarte speriați de Dumnezeu. Cred că adevărata închinare este aceea în care revelația se întâlnește cu ascultarea. Și avem nevoie ca privind în Scriptură să înțelegem cum este Dumnezeu. Cine este El? Și aceste întrebări sunt foarte bune. Pentru că ne îndeamnă să ne apropiem și să-I spunem, Doamne, am vrea să cunoaștem mai multe despre Tine. În spiritul acesta aș vrea să ne apropiem astăzi de un text din Vechiul Testament. Și vom trece prin mai multe pasaje din Scriptură, dar aș vrea să vă citesc un text chiar din prima carte a Bibliei, din capitolul 22 din Geneza. Este un pasaj arhicunoscut. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și i-a zis, Avrame, iată, m-a răspuns el. Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac. Du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo pe un munte pe care ți-l voi spune. Avram s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. A treia zi Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe și Avram a zis slugilor sale, rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm
și apoi ne vom întoarce la voi. Avram a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său, Isaac, și a luat în mână focul și cuțitul. Și au mers astfel amândoi împreună. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său, Avram, a zis: Tată, ce este fiule? I-a răspuns el. Isaac a zis din nou: Iată focul și lemnele. Dar unde este mielul pentru arderea de tot? Fiule, a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot. Și au mers amândoi împreună înainte. Dumneavoastră știți textul mai departe. Dar ne oprim aici, pentru că aș vrea să învățăm câteva lucruri din pasajul pe care l-am citit și vom continua să citim. Ne miră reacția dură, radicală a lui Dumnezeu din cartea Ezechiel, în care nu este un avertisment, ci este practic un anunț că judecata vine. Și ne miră reacția lui Dumnezeu legată de idolatrie. Aș vrea să privim puțin la Avram. Pe Avram Dumnezeu îl cheamă din țara, din Ur din Haldeea. Când au descoperit arheologii Ur din Haldeea, au spus, cel puțin într-unul din situri, a fost nevoie doar să facem focul. Aveam tot ce aveam nevoie pentru ca să trăim. Îl cheamă din confort, dintr-o civilizație înaltă, și îl cheamă după el. Îl cheamă și îi promite, îți dau o țară și te voi face un popor. Și spune, și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Avram dezvoltă o relație cu Dumnezeu, așa încât Isaia îl numește prietenul lui Dumnezeu. Și Iacov citează acest lucru. Dar în relația lui cu Dumnezeu, el frecvent, și știți bine că a întrebat, Doamne, știu că mi-ai promis. Mi-ai promis că voi avea urmași, dar nu e așa, nu am. Și într-un final, târziu, ca prin minune și prin minune, primește un urmaș. Și în capitolul 22, îl vedem pe Dumnezeu cerându-i ceva greu de înțeles. Îi cere să-l aducă jertfă, ardere de tot, pe Isaac, și Dumnezeu nu este deloc ambigu. Avram îl mai avea și pe Ismael, care era mai mare decât Isaac. Îi spune foarte precis. Și un lucru care cred că trebuie să-l învățăm de aici este care este esența și care este problema de fond a idolatriei. Gândiți-vă că în momentul în care Dumnezeu îi cere asta lui Isaac, lui Avram, îi cere să renunțe la toate planurile lui. Și spre sfârșitul vieții îi cere să cedeze tot. Tot ce a construit, tot ce și-a închipuit. Și să pună toate planurile lui în mâna lui Dumnezeu. Inclusiv viața copilului lui. Și Avram spune da. Este extraordinar. Dar aici este esența închinării și opusul idolatriei. Pentru că în ce înțelegem despre idolatrie este că încercăm să folosim tot, inclusiv pe Dumnezeu, inclusiv relațiile noastre, orice, în folosul nostru. Pentru noi.
și nu devine niciun preț prea mare ca să ne atingem obiectivele. Nimic. Idolatria este un lucru foarte subtil și foarte adânc. Și orientarea noastră înspre noi înșine este foarte profundă și o forță. Se spune că și chiar Chesterton, un autor britanic, spune un lucru foarte interesant. Spune că când oamenii încearcă să-L aproximeze pe Dumnezeu cu propriile eforturi, păgânism și altceva, până la urmă, datorită coruperilor, ajung la inevitabil la trei lucruri, spune el observând istoria. Ajung să venereze și să acorde autoritate supremă unui om, și ajung să sacrifice oameni. Și al treilea lucru, închinarea lor devine pângărită de sex. Și Avram, care este chemat de Jehova din idolatrie, din Babel, din zona Babel, din zona Haldeei, să-i se dea o țară, este cel care înțelege foarte bine prin gestul lui că Dumnezeu merită totul și practică acest lucru. În vremea lui Ezechiel, și este foarte interesant, Dumnezeu îi se arată lui Ezechiel acolo unde îi se arătase, sau în zona unde îi se arătase prima oară și lui Avram, în Babel. De data asta Dumnezeu îi se arată lui Ezechiel și îi spune: voi scoate poporul de acolo din cauza idolatriei. Și când citim cartea Ezechiel, vedem toate aceste lucruri întâmplându-se. Și una dintre imaginile care Dumnezeu le creează în cartea Ezechiel este o carte în care, din perspectivă literară, este o capodoperă. Sunt o serie întreagă de lucruri acolo. Cântece de jale, cântece ostășești, chemări la judecată, judecăți și așa mai departe. Parabole, pantomimă, toate le găsim în cartea Ezechiel. Și la un moment dat, în imaginile pe care le creează Dumnezeu, creează imaginea unei fete care este găsită, aruncată imediat după naștere, de către mama ei care nu o dorea. Și o găsește împăratul în sânge. O salvează. Și după ce o salvează, imaginea se mută în momentul în care bebelușul devenise o femeie frumoasă. Și împăratul o ia în căsătorie. Și o face împărăteasă și îi dă toate resursele pentru ca să-și etaleze frumusețea. Îi dă hrana cea mai bună din țară. Au copii împreună. Și scenariul începe să curgă în jos. Când femeia respectivă, macinată de propriile pofte, devine o mult mai mult decât o prostituată, o nimfomană. Cartea Ezechiel la un moment dat spune, textul este colorat, este dur, este disponibilă pentru orice trecător. Și aici avem exact opusul lui Avram. Cineva care este mâncat de el însuși, de poftele lui, de sine, așa încât ajunge subuman datorită acestei atitudini și stări. La un moment dat, Domnul întreabă: și nu ți-au ajuns toate astea, așa încât mi-ai jertfit și copiii? Și zâmbetul sau rângetul sau poate
judecata noastră legată de această imagine ne trece când înțelegem că Dumnezeu creează acolo o imagine pentru omul idolatru, pentru omul întors spre sine. Nu este o imagine numai despre Israel, este o imagine și despre mine. Și poate fi și o imagine despre tine. Așa arătăm când tot ce avem vrem să fie pentru noi, când suntem întorși spre noi. Vorbeam cu Ela și spunea, măi, dar parcă nu mai sunt așa de relevante lucrurile în ziua de astăzi. Că, uite, tot vorbești despre Moloch, despre practicile acelea atât de crude. Vreau să spun că nu suntem cu nimic mai buni ca societate, ca civilizație, față de cum erau atunci. Într-adevăr, Moloch era o practică absolut crudă. Un zeu cuptor, probabil într-o poziție de genul acesta, în care în burta lui era un cuptor și mâinile formau un fel de topogan, în care erau luați copii și oferiți zeului și ei se prăvăleau în jar. Da, asta este ce spune Biblia când spune a trece prin foc copii. Însemna practic a-i oferi lui Moloch, da, sau lui Chemoș. Și spunem, stai, noi nu suntem atât de cruzi. Dar eu cred că stafia acestui demon este încă foarte prezentă. Și vă dau câteva exemple. Cât de ușor sacrificăm oameni. Când Napoleon vorbea cu Metternich, îi spunea, nu mă puteți opri pentru că eu îmi permit să consum 30.000 de vieți pe lună. Zilele acestea, domnul Liceanu a scris profund indignat de faptul că anumiți lideri din lumea politică l-au omagiat pe Fidel Castro. Și el spunea acolo o statistică. Spunea, comunismul a însemnat că în fiecare minut au fost uciși 3 oameni timp de 60 de ani. Îi se pare că Moloch e departe? Evreii înțeleseseră chemarea mare care o aveau, și anume popor ales, o țară făgăduită de Dumnezeu, cetatea aleasă de Dumnezeu, o dinastie în care era promis că va veni Mesia, templul. Și toate aceste adevăruri doctrinare le-au considerat pavăză în a trăi cum doresc. Și n-ar face pe Iehova o parte din panteonul lor. Bun și el acolo printre alții, că doar el ne păzește țara, este patronul țării. Și Dumnezeu spune, back to square zero, cum se spune în engleză, înapoi la punctul zero. Nu ați înțeles nimic. Trebuie să înțelegem că Dumnezeu nu se joacă cu păcatul și cu lucrurile care sunt importante pentru El. Cu revelația sa. Nu se joacă. Vă aduc aminte că în Apocalipsa, în primele 3 capitole, avem 7 biserici la cărora li se adresează Domnul Iisus Hristos. Și cel puțin către 2 li se adresează în spiritul lui Ezechiel. Celor din Efes le spune, dacă nu te pocăiești, am să vin și am să iau sfeșnicul din mijlocul tău. Și altei biserici îi spune, mă voi război cu tine. Da? Dumnezeu nu se joacă cu păcatul. Și ce este extraordinar? Chiar în pasajul acesta despre care vă vorbeam în capitolul 16, este că la un moment dat,
după ce anunță judecata, Dumnezeu îi spune, și totuși îmi voi aduce aminte de legământul meu cu tine și te voi reabilita. În capitolul 11 de Ezechiel, din Ezechiel, iară, într-un moment în care Dumnezeu anunță judecata, anunță pedeapsa, spune, va veni un timp în care vă voi da o inimă nouă și un duh nou. Și Petru ne spune că prorocii din Vechiul Testament au știut că fac aceste afirmații pentru viitor, încercau să înțeleagă cum se va întâmpla asta, cum va face Dumnezeu asta, cum va transforma Dumnezeu un om întors, chircit spre sine, care și religia o transformă și pe Dumnezeu vrea să o transforme în mijloc ca să-și atingă propriile scopuri. Și ajunge într-un final să-și ardă și propriul copil ca să-și atingă obiectivele. Cartagina stabilise un standard, în Cartagina se practica acest lucru, arderea copiilor pentru Moloch, pentru că era o colonie a tirului și avea un standard pentru un război cel puțin 200 de copii. Cum poate schimba Dumnezeu o ființă care ajunge până acolo? Haideți să ne întoarcem la pasajul din Geneza, capitolul 22. Când urcă dealul care era în zona aceasta Ierusalimului, Isaac întreabă, tată, avem foc, avem lemne, văd că ai și un cuțit, unde-i mielul? Și Avram răspunde, Domnul însuși va purta de grijă. Domnul însuși va avea grijă de mielul pentru jertfă. Întrebarea pusă de Isaac este o întrebare la care în primă instanță răspunde Avram. Dar este o întrebare la care, în mod final, răspunsul vine de la Ioan Botezătorul. În Evanghelia după Ioan, Ioan Botezătorul îl vede pe Iisus și spune, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dumnezeu făcuse cu Avram un legământ în capitolul 15, în care prin culoarul de care ne povestea și fratele Taloș data trecută de animale spintecate și în care de obicei treceau ambele părți ale unui legământ și își rosteau atât clauzele legământului cât și blestemul dacă nu vor împlini acel legământ să pățească așa ca animalele care au fost spintecate. În acest capitol 15, la un moment dat, Dumnezeu este cel care trece prin culoar și doar El trece prin culoar. Este o imagine care atunci când o citești nu o bagi în seamă. Mai ales că înțelegem semnificația atunci când pe crucea de la Golgota, Hristos a murit pentru noi. Când Domnul Iisus a purtat păcatele noastre, ale mele, ale tale, ale lui Avram, ale lui Isaac, ale tuturor, ale celor care vor veni și pe care nu-i știm. Pentru că El este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Întrebarea pusă de Isaac și-a găsit răspunsul în Domnul Iisus Hristos. Și Pavel în Corinteni spune, atunci când privești istoria din perspectiva lui Hristos, vezi lucrurile altfel și înțelegi. Și de asta aș vrea să vă citesc pasajul din 2 Corinteni de la capitolul 5, care se leagă foarte mult de promisiunile făcute, atât prin Ieremia, cât și prin Ezechiel. Le voi da o inimă nouă. Le voi schimba inima de piatră într-o inimă de carne. Le voi da un duh nou. Și iată ce spune aici Pavel celor din Corint. Și citesc versete arhicunoscute, dar importante. Capitolul 5,
2 Corinteni, versetul 17. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt date de Dumnezeu care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neînținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimiși în puterniciței lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Am recitit zilele acestea viața lui Isaac și este una dintre cele mai palide personaje din Vechiul Testament. Foarte puțin se spune despre el. Foarte puțin. Și în comparație cu Iacov și cu... Dar știți ce cred? Cred că Isaac este unul din oamenii din istorie care a înțeles cel mai bine ispășirea. Vă dați seama ce a simțit sau ce a gândit el când s-a dat jos de pe altar? A înțeles foarte bine că cineva i-a luat locul. Experiența lui Isaac a fost una foarte clară. Și aș vrea să înțelegem în dimineața aceasta ce a făcut Dumnezeu în Hristos pentru noi. Ne-a luat locul. Trecerea aceea lui Dumnezeu în care și-a asumat ambele părți, o explică așa de frumos, Pavel spune, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Asta este ce face Dumnezeu pentru noi. Asta este ce a făcut El pentru noi. Și nu numai atât. Pavel încheie acest pasaj spunând, dar Dumnezeu nu numai că ne-a iertat, nu numai că ne-a ispășit păcatele noastre, dar ne-a atribuit neprihănirea lui Hristos. Lucrul acesta este greu de înțeles și așa de profund. Și dacă îl privim spre Dumnezeu și vedem ce a făcut, înțelegem cât de mare este. Cât de mare este dragostea Lui. Și cât de serioasă este dreptatea Lui dacă pentru păcatele noastre a plătit El însuși. Să știți că nu numai Isaac are de stat, a avut de stat pe un altar. Într-un fel sau altul, fiecare dintre noi avem aceeași poziție a lui, că suntem sau nu conștienți. Odată, mai devreme sau mai târziu, vom sta în fața lui Dumnezeu. Și întrebarea este, cine a plătit pentru tine? Te-ai lăsat în mâna celui care a plătit? Asta este mesajul extraordinar de fain al Evangheliei. Că Iisus Hristos a murit pentru noi și că ne-a îmbrăcat în neprihănirea Lui. Da, citind și văzând cum reacționează Dumnezeu la păcat, poate ne îngrozim, poate ne speriem și este bine să o facem. Pentru că Dumnezeu este un foc mistuitor. El nu se joacă cu păcatul. Mai ales vedem asta în felul în care a tratat păcatul. El însuși l-a purtat pentru noi. El a plătit în locul nostru. Văzând această imagine frumoasă din viața lui Avraam, aș vrea să ne închinăm înainte lui Dumnezeu. Să îi mulțumim pentru cine este El. Pentru cât de mult a făcut pentru noi. Și pentru faptul că ne cheamă în relație cu El.
pe baza sângelui lui Hristos. Este important pentru mine să-mi amintesc lucrul acesta și să mă închin și să-i mulțumesc. Și e important pentru fiecare dintre noi să ne întrebăm. Odată voi sta în fața Lui, care este relația mea cu El? Nu cumva este un altar în viața mea în care eu sunt sus, cocoțat acolo și sunt important. Și de fapt și Dumnezeu trebuie să mă slujească, să-mi dea sănătate, să-mi dea o familie bună și așa mai departe. Odată și odată vom sta cu cel care are singur dreptul să fie pe primul loc. Și este bine să ne facem socotelile de acum. Dumnezeu merită toată închinarea și toată adorarea pentru ceea ce este și face. Și aș vrea să ne închinăm înaintea Lui. Amin.